Oameni buni, am revenit în direct și iată, Mihai Trăistariu este unul dintre artiștii aflați de peste 20 de ani în lumina reflectoarelor. Astăzi îl vedeți într-un interviu special în care vorbește cu maximă sinceritate despre copilărie, despre relația extraordinară cu mama sa, despre tatăl său extrem de violent și despre milioanele de euro câștigate din muzică. Colega mea, Larisa Toma, a stat de vorbă cu el, așa că aveți ocazia să cunoașteți un Mihai Trăistariu mai sincer ca niciodată. Mihai Trăistariu s-a născut în urmă cu 42 de ani la Piatra Neamț, fiind cel mai mic dintre cei 4 copii ai familiei. Nu îi este ușor să vorbească despre copilărie. Povestește că tatăl său era un bărbat violent, iar ororile la care acesta o supunea pe mama sa, orori la care el și frații săi au fost martori, îi sunt încă vii în minte și în suflet. Copilăria mea a fost culmea fericită într-o etapă a vieții în care erau numai bătăi și scandaluri acasă. Taică-miu era groaznic. O târa pe jos pe maică-mea, o bătea, o lega de calorifer, o închidea în cameră. Deci a fost un calvar copilăria, dar în același timp eu am trăit-o fericit. Nu mi-amintesc să fi suferit. Am crezut că așa e peste tot. La toată lumea sunt scandaluri, toți se bat pe acasă. Poate că erau mulți așa. Nu vorbeai cu cei din jurul tău? Cu prieteni, copii, să povestești? Ba, mai vedeau ei singuri, să auzeau țipete. Venea și poliția. A fost multe situații de genul ăsta. De la ce porneau? Adică, nu știu. Taică-mea a fost o fire violentă. Hai că un lucru nezis trebuie să-l spun. Maică-mea l-a prins pe taică-meu cu o femeie când ea avea 42 de ani. Fusese la mare cu noi. Ei nu se mai înțelegeau, maică-mea cu taică-meu. Și atunci ea mergea la mare cu copiii în secret. Ei, maică-mea într-un an atât a plouat la mare, încât a venit acasă mai repede decât trebuia. Și atât a fost nevoie, a intrat în casă, a băgat cheia și l-a prins pe taică-meu, era gol pușcă cu o femeie. Ea a avut un șoc. Da. El a avut un șoc și automat din secunda aia ei nu s-au mai înghițit. Dormeau în camere separate, s-au bătut zilnic. Dimineața începea cu tigăi sparte, cu oale, cu... Și voi deci, erați martori la tot. Eram martori, eu de exemplu. Câți ani aveai? Eu aveam 13-14 ani deja. Deci nu mai așa erau zilele alea, dar asta spun, intrasem într-o rutină în care am avut senzația că așa e la toată lumea și că nu e cine știe ce. Deci nu pot să zic că am suferit, nu plângeam sau ceva decât în momentele în care o bătea. Când mi-amintesc de taică-meu, numai de rău, nu mi-amintesc de bine, atât de frică mi-era de taică-meu, încât vorbeam cu maică-mea, deci eu cu tatăl meu n-am vorbit mai mult de 100 de cuvinte în toată viața, dacă mă crede cineva, eu cu tatăl meu. De frică să nu mă bat. Atât am înspăimântase violența lui. Nici adolescența nu i-a fost ușoară. Plin de complexe și sătul să fie respins de cei din jur, Mihai Trăistariu a căutat să-și facă un plan pentru ca oamenii să îl accepte. Încercam să găsesc și o fată, să uita la mine, mă măsura, ești cam micuț, aveam coșuri pe față și mi-a venit ideea, uitându-mă la televizor la ceva, zic, bă, dacă aș ajunge vedetă, o să am la fane și la cere și la propuneri și zic, ia să mă zbat eu să fac chestia asta. Și am zis, bă, dar dacă eu mi-aș face o voce de numărul 1, mai contează fizic? Da. Și m-am zbătut și mi-a lucrat vocea. Dar glasul ăsta al tău studiat nu ți-a adus și de servicii? Pentru că știi că la un moment dat erau răutățile astea la adresa ta, că ai voce de femeie. La început eram complexat pe tema asta, că apăreau comentarii că, a, sigur, ăsta e pe invers, ăsta e altceva. Care a fost titlul care te-a deranjat pe tine cel mai tare? Tot legat de vocea subțire. Am câștigat Eurovisionul românesc. Și a doua zi, în loc să mă bucur să văd ziarele toate, erau toate cu mine pe prima pagină, da. Dar erau ziare care spuneau, ne facem de rușine, trimitem un scapete la Eurovision sau trimitem un castrat la Eurovision. Deci atunci m-am îngropat câteva zile, deci nu m-am plâns să team. De exemplu, în 2015 am apărut cu niște pozi în chiloți, lumea le știe. A da, fost o nebunie de mea. Normal că în perioada aia am fost foarte blamat. Dar de ce ai făcut treaba aia atunci? Dacă spun care are legătură cu Măruță, pe tine, dacă hai că spun. Uite-te. Da. În 2013, Măruța a avut ideea genială să-mi facă implant de păr. Atâta lume m-a oprea după implant, au fost 3 zile de Măruță cu implantul de păr. Da. Da? Atâta lume m-a oprit și îmi spunea, cum merge implantul, Mihai, nu știu ce. Dacă scoteam un hit, n-aveam tasul, succes cât implantul. Da. Deci implantul de la Măruță de păr mi-a dat atunci senzația că nu-i neapărat nevoie să scoți hituri pe bandă, care și așa să scot din ce în ce mai greu. După poza aia, s-a făcut atâta tam-tam, încât la vreo săptămână mă sună o firmă de... Nu, o firmă online. Un contract mi-au dat 10.000 de euro și 23 de perechi de ăștia de plajă, chiloți, budigăi, cum se cheamă, boxeri, de toate. Da. Zice, pe ăștia îi pui cum știi tu, nu trebuie să scrii neapărat firma, că s-ar vedea că e reclamă. Că lumea scrie brand după ele. Tu îți pozezi alea în toate felurile și tu știi cum le faci la plajă, unde știi tu, da. Toată vara să fie contractul, ai și banii ăștia, îți dăm și 23 de perechi cadou, mi-am dat 23 de perechi. Da, era. Și atunci a fost perioada cea mai, Doamne,
încordată, rușinoasă, nici nu știu cum să o numesc. Mihai Trăistariu a devenit cunoscut cu Valahia, trupa în care cânta împreună cu Dorin Topală și Costi Ioniță. Astăzi, la ani buni de la succesul întrei, vorbește relaxat despre motivele care au dus la destrămarea formației. Au apărut disensiuni din toate prostiile posibile. Că eram trei băieți, care stă în mijloc, că erau certuri, că de ce stai tu mai mult? Și atunci făceam prin rotație, la piesa 1 stai tu, la piesa 2 tu. Care, cum ne îmbrăcăm? Că nu știu ce, eram criticați și l-am îmbrăcat. Erau vremurile alea cu revistele care te taxau. Și multe chestii, de la bani, că Costi Ioniță s-a autoproclamase cumva șeful trupei și vroia 10% în plus, că el dă telefoane, că mai dă, că e impresar și tot așa. Deci când nu este egalitate, apar disensiuni. Apar niște invidii că unul iese mai în față. Asta e părerea mea personală. Și eu cred că Costi ieșise un pic mai în față. Și tu erai invidios? Cred că voi erați invidioși. Și colegul meu, dar el era rapper. Eu, care fiind vocea și fusesem deja premiat pentru cea mai bună voce, chiar și din trupă, cred că a fost orgolii și s-a spart trupa de la sine. Bine, momentul culminant a fost când el și-a dat seama că prind manelele și noi eram încă în trupa Valahia și atunci a vrut să facem manele. Și am zis, mă, noi băieți cu studii să facem manele. Și în momentul ăla am spart trupa. Am zis, noi nu cântăm manele, am avut o ceartă și pac. Și am fugit. Și a doua zi noi am fugit și ne-am luat numele de Valahia la Osim, iar el a fost la unea compozitorilor și a furat toate piesele pe numele lui. Noi nu ne-am gândit că o să ne ia piesele. Și am avut un an probleme, că tot ce cântam în concerte trebuia să-i dăm și lui comision, că era compozitor. Valahia a fost un succes de un an cu Costi și încă 3 ani cu Dorin. Am mers, mi-am făcut 2 apartamente, mi-am luat. Dar acum am 7 apartamente, mai am o școală de muzică cu clădire proprie. Adică totuși solo mi-a mers mai bine. Financiar și simt eu tu zici de perioada după Eurovision. După Eurovision, 2006. Uh-huh. În anii aia de glorie, 1, 2, 3 ani după, veneau bani cu top tanul. Cât ai câștigat de pe urmă melodii? 1,5 milioane de euro. Într-un an jumate. Care sunt part la compozitor, textier, casa de discuri. Eu aveam 10% din turneu, deci mie mi-a venit o bucățică mică. Deci undeva la 150.000 de euro ai câștigat tu. Cam așa. Da, în primul an jumate. După aia au tot venit. Dar ai făcut așa un calcul care a fost suma totală câștigată? Cred că au fost vreo 2,5 milioane de euro, aproximativ. Eram foarte lisipitor, îmi luam haine de 2.000 de euro, niște prostii pe care le dădeam fraților după 2 luni de purtat sau nu știu, eram foarte inconștient. Am avut senzația că o să dureze o viață. Și acum, de când e pandemia, cel puțin când am avut 0 lei câștiguri un an de zile, am fost îngrozit. Nu-mi venea să cred că eu, care am avut bani, care... Pandemia m-a îngenunchiat, efectiv. Și concerte zero venituri și undeva în 2-3 luni nu mai aveam niciun leu. Zic, da, eu ce fac? Și a trebuit să-mi vând apartamentul din Constanța, în care am stat 20 de ani. Atunci a fost un moment îngrozitor. Deci, efectiv, nu știam ce să fac. Mi-am vândut apartamentul ca să dau la bancă rate. N-am scăpat de toată rata. Și norocul meu a mai fost că aveam un teren. L-am luat în 2007, tot cu Eurovision, un teren 80.000 de euro dedusem. Aici, în Mamaia Nord, la malul mării, un teren de 1.000 de metri, fix la plajă, care devenise între timp, îi se ridicase prețul la 500.000 de euro. Și un dezvoltator, chiar în ianuarie, înainte de a se închide, să vene pandemia, mă sună. Am auzit că ai un teren, nu mi-l dai mie, ăia 1.000 de metri și îți dau 7 apartamente tot în Mamaia Nord. Și eu n-am zis nimic. Dar când s-a închis totul, l-am sunat pe ăsta și a zis, nu vrei să-mi dai apartamentele? Că nu găseam nicio soluție de venituri. Și atunci alea le închiriez vara, fac în jur de 20.000 de euro într-o vară. Da, da. Îi împart pe luni, îi pun în bancă, ei sunt în bancă acum și împărțiți pe luni, nu trec de 10.000 de lei pe lună, 7.000 merg la rată, 3.000 cheltuieli, mă strâmtoresc cât pot, încă nu mi-e ușor. Adică, da, acum care e sursa ta de venit? 3.000 de lei pe lună, atâta trăiesc. Relația cu mama lui a fost una specială. Ea a fost prima care l-a susținut necondiționat în toate proiectele muzicale. A suferit mult în 2006, atunci când a pierdut-o. El se pregătea pentru participarea la Eurovision, iar ea a făcut un accident vascular. S-a stins după 2 luni, chiar a doua zi după finala concursului. Și m-am blocat, pentru că eu mă rugam în perioada aia, nu eram foarte credincios, dar cât a fost bolnavă și internată în spital și eu eram și cu Eurovision, cu repetiție, mă duceam la biserică, mă rugam, Doamne, te rog să nu mi-o iei chiar acum, nu se poate, nu știu ce. Și am murit și în secunda în care am murit m-am blocat, n-am mai plâns deloc, că nu mi se mai părea util să mai plâng pentru ce, dar m-am blocat și aveam senzația că o simt prin casă, că o văd, că am vedenie, că o visez în continuu, că semne, că deci nu așa eram. Mă blocasem în chestia asta, nu mai credeam în nimic, în Dumnezeu. Totuși aveam senzația că e într-o lume paralelă, că ea mă vede, că mă urmărește. Vorbeam cu ea. Am luat o raznă o perioadă. Și vorbeam și cu prietenii că sunt blocat cu maică-mea, nu știu ce se întâmplă.
La taică-mea n-am avut chestia asta pentru că aveam 17 ani și în ziua când a murit, copiii veneau, eu veneam de la liceu, eram pentru a 11-a și veneau copiii alergând spre mine, Mihai, a murit tatăl tău, veneau să-mi spună. Eu atunci, fiindcă a fost atâta bătaie în casă, n-am simțit nevoia să plâng sau să zic ceva rău. Eu în sinea mea cred că m-am și bucurat, habar n-am, că a scăpat maică mea de chin. Așa cred eu. Și noi, care eram traumatizați de el și speriați că o să luăm bătaie. Și într-o carte am un fir de păr, un smoc de păr de-al mamei. Am zis că am să o clonez. I-am zis când era în spital și i-am zis, mamă, poți să-ți iau un fir de păr, să te clonez? Ia, și i-am tăiat cu foarfe cu un fir de păr. Nebunia mea, zic, bă, dacă o fi posibil peste 50 de ani, eu aș vrea să o readuc. Pur și simplu să o văd, chiar dacă e altă ființă. Clona nu va fi aceeași persoană, va fi o altă ființă, poate o va lua de la bebeluș, poate va fi mai mică și o să o cresc eu, dar va fi mama care crește. Mihai Trăistariu are și astăzi o suferință despre care nu a mai vorbit până acum. De 2 ani păstrează un secret dureros. Hai că vă zic un lucru care mie o să-mi facă rău, dar ei o să-i facă mai bine. Nu știu dacă trebuie zis. Soră mea, o să mă împuște acum. I-a dispărut fata. Fată mare de vreo 30 de ani. De vreo 2 ani. A făcut facultatea în Germania, apoi în America, s-a căsătorit, am și cântat la nuntă la Iași și i-a dispărut de 2 ani și este îngrozită, nu mai poate dormi. Deci nu știe unde e copilul ei. Nu crede. Și a zis că nu înțelege, au divorțat acolo și probabil ori dintr-o depresie s-a întâmplat ceva, ori i-a făcut cineva ceva, ori... Nepoata ta? Nepoata mea, pe care am crescut-o și făceam integrale cu ea, am avut o oră discuții cu sora mea, cum e posibil, și am încercat și a zis că nu știu, îi dăm semne pe WhatsApp, pe Facebook, peste tot. Nu dă sim nimeni, nu răspunde nimeni. Sora mea, nebunia ei, s-a dus în America. Nu-și dă seama sora mea ce a fost. Nu-și dă seama, s-a întors acasă cu coada între picioare și acum așteaptă miracole. Să sperăm, Mihai, că miracolele astea vor veni și cine știe, o să primiți un semn sau dacă cineva poate să vă ajute, poate să-ți trimită mesaje pe Instagram, pe Facebook, mai mult ca sigur. În același timp, oameni buni, Mihai, mai deschis ca niciodată, îți mulțumim mult de tot pentru acest interviu și continuăm.